Mulțumim, Ana Maria, și felicitări încă o dată pentru premiul ce tocmai l-ai primit. Așadar, închem alături de noi pe scenă premiul al treilea. Să am parte de o tatuă,
ce de argint. O ochii mai măsune negre, necuța ne-i să pierde. Buzele fac ori nemire, oare ne-i ca după ele. Acum o să batem cale lungă până în nordul țării, până la Baia Mare, pentru că un moroșan falnic a venit aici, la Târgoviște. Să-l primim cu aplauze pe Denis Cupșe!
Denis Scupșe, un moromoroșan falnic a Bradul, ia uitați-vă la el. Premiul al doilea. Mulțumim, Denis. Vă mulțumesc din suflet. Așadar, din îndepărtatul Maramureș mergem în Dobrogea la premiul întâi, și anume la Elvis Matsun Asan. Mult mi-e dragă Dobrogea, fiindcă m-am născut în ea, și eu și mândruța mea, și eu și mândruța mea. Ochii și tăi, Dobrogeaca mea, când te plecale, dragă și inima. Ochii și tăi, Dobrogeaca mea, pe nimic în lume, dragă, eu nu te-a schimbat. Nu e alta sat ca ea, nu e alta sat ca ea. Prima-i la cules de vie, așa cum îmi place mie, așa cum îmi place mie. Ochii și tăi, Dobrogeaca mea, când te văd în cale, dragă, îmi crește inima. Ochii și tăi, Dobrogeaca mea, pe nimic în lume, dragă, ce nu te-a schimbat. Mult mi-e dragă Dobrogea, fiindcă m-am născut în ea, și eu și mândruța mea, și eu și mândruța mea. Ochii și tăi, Dobrogeaca mea, când te văd pe cale, dragă, crește inima. Ochii și tăi, Dobrogeaca mea, pe nimic în lume, dragă, eu nu te-a schimbat. Ochii și tăi, Dobrogeaca mea, Mulțumesc frumos orchestrei Lăutarii, dirijor maestru Nicolae Bodgros. Și am ajuns la trofeu. Este frumoasă, dar mai presus de toate este talentat. Și-a avut curaj și și-a dedicat multe ore studiului, pentru că de-a lungul timpului v-am povestit vineri, când a intrat în concurs, că este câștigătoarea numeroase premii, întâi și a marelui trofeu. Doamnelor și domnilor, la Târgoviște, Claudia Colniceanu din Buzău!